Perioada de criză majoră pe care o traversăm a dus nu de puține ori la apariția unor informații false care s-au viralizat pe internet cu o viteză greu de controlată. Există și factori care agravează teoriile conspiraționiste, precum ascensiunea platformelor digitale, ori gafele și chiar pauzele de comunicare la nivel oficial, avertizează specialiștii. Cele mai des întâlnite fake news-uri din ultima perioadă au avut ca punct de plecare apariția virusului SARS-CoV-2, poveștile despre tratamentele anticovid sau măsurile luate de autorități pentru prevenirea combaterii virusului. Vine cu exemple Ana Maria Tuică. Ana. Bun găsit! Răspunsurile clare și prompte din partea autorităților sunt esențiale, mai ales într-o situație de criză, iar lipsa lor poate să ducă la anxietate, nesiguranță și chiar la instalarea haosului în rândul populației, spun experții în combaterea fake news-urilor. Orice informație venită de nicăieri, practic, poate fi luată de bună și chiar transmisă mai departe. Așa au apărut fracturi de comunicare dificil de gestionate de autorități, odată ce au apucat să devină virale în lumea internetului. Haideți să vedem câteva dintre ele. La finalul anului trecut, Ministerul Apărării Naționale atrăgea atenția asupra știrilor false referitoare la campania de vaccinare. Asta după apariția unui așa zis document în care se spunea că, citez, vaccinul este un medicament experimental, iar campania de vaccinare era prezentată drept o acțiune militară specifică. Pentru ca lucrurile să fie și mai clare, MAPN a subliniat că vaccinarea este o opțiune personală. O mulțime de știri false legate de eficiența vaccinării au curs de la debutul pandemiei. Un astfel de exemplu în care o asistentă de la Spitalul Bagdazar Arseni ar fi murit la o oră după ce a fost administrat serul, a făcut înconjurul internetului. Conducerea unității medicale s-a văzut nevoită să dezminte informația și să ofere detalii despre starea de sănătate a pacientei. Un alt exemplu, în decembrie 2020, cu doar o săptămână înainte de debutul campaniei naționale de vaccinare, a apărut o înregistrare în care o asistentă medicală din Statele Unite a leșinat la scurt timp după ce a fost administrat serul anticovid. Întâmplarea a fost transformată imediat în fake news de antivaxerii care au răspândit zvonul cum că asistenta ar fi murit din cauza vaccinului. Un alt exemplu, la mijlocul acestei luni a apărut o atenționare de fake news de la Departamentul pentru Situații de Urgență. Era vorba de o declarație inventată a lui Raed Arafat, conform căreia slujba de Paște anul acesta ar trebui făcută sâmbătă, fie înainte de ora 22, fie duminică dimineață. În încercarea însă de a stopa fluxul de știri false, Facebook a lansat în România un program de verificare a informațiilor în parteneriat cu agenția franceză de știri France Press. Cum funcționează? Atunci când un examinator al informației evaluează o postare ca fiind falsă, Facebook o prezintă mai jos în newsfeed, reducând în mod semnificativ distribuția acesteia. Mulțumesc, Ana. În direct acum cu noi, Alina Bârgăoanu este expert în combaterea fenomenului fake news și decanul Facultății de Comunicare de la SNSPA. Bună dimineața! Bună dimineața și vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc și eu mult pentru prezență. Am pornit de la niște fake news-uri de bază. Virusul nu există, ne implantează chipuri, ne controlează oculta mondială și acum vedem că ele s-au diversificat. Sunt din ce în ce mai complexe, conțin mai multe informații care au această tendință de misleading, de a introduce lumea în eroare. Și vedem că sunt mult mai repede distribuite decât informațiile care vin din surse oficiale. De ce se întâmplă lucrul ăsta? În primul rând, și colega dumneavoastră a făcut o documentare foarte bună. Cunosc în amănunt cazurile pe care le-a prezentat. Pentru unele chiar am participat la efortul de demontare. Și, într-adevăr, este vorba acum despre o accelerare a circulației acestui conținut problematic, accelerare pe care eu o explic în mai multe feluri. În primul rând, starea de spirit a populației, cred că putem fi cu toții de acord că este una, o stare de polarizare, de nesiguranță, de fragilitate emoțională și pe acest fond, evident că nevoia de orientare este mai mare și atunci și întâlnirea cu conținuturile problematice este mult mai probabilă. Aceasta ar fi o explicație. O explicație este aceea că, după părerea mea, se și intensifică eforturile deliberate, conștiente de a răspândi astfel de conținuturi, pentru că, de la începutul pandemiei, problemele asociate acestui fenomen global au fost instrumentalizate, au fost transformate într-o armă retorică, într-o armă geopolitică, politică-comercială geopolitică. Deci, pe de o parte, aș cupla starea de spirit a populației, care poate fi detectată și în România și în tot spațiul transatlantic, și, al doilea motiv, intensificarea bombardamentului informațional din partea unor actori cu interese comerciale, politice, geopolitice. Specialiștii spuneau așa: luați o informație, verificați-o din mai multe surse și vedeți dacă provine de la o sursă oficială. Nu mai luați citate de pe internet și le distribuiți fără să le verificați. Doar că cei care fac acest lucru, cei care postează astfel de informații, s-au adaptat și le pun acum, între ghilimele, în gura unor personaje oficiale. Am văzut exemplul cu declarația pe care ar fi dat-o Raed Arafat. Și atunci e mai ușor de distribuit și mai ușor de convins. Uite, a spus secretarul de stat sau a spus ministrul că. E și mai greu atunci de aflat care este adevărul? Da. Deci și eu sunt de acord că tehnicile, potrivit observațiilor, chiar cercetărilor mele, tehnicile de persoasiune, de viralizare au evoluat față de anul trecut, pe vremea aceasta, de exemplu. Doar o secundă, îmi cer scuze mult, Alina Bârgăoanu. Mergem în ultimele zile. Revenind la discuția cu Alina Bârgăoanu, mulțumesc mult pentru răbdare. Apropo de cei de la AUR, vă propun să discutăm puțin despre o situație, cel puțin 15 pagini de Facebook administrate de persoane de pe tot globul postează conținut cu și despre senatoarea Diana Șoșoacă. Paginile descoperite de PressOne sunt administrate de persoane din Statele Unite, Costa Rica, Mexic, Republica Dominicană, India, Pakistan, Franța, iar lista nu se încheie aici. Una dintre aceste pagini are puțin peste 1000 de aprecieri și aproape 20.000 de urmăritori. Pagina are la fotografia de profil un portret al Dianei Șoșoacă și afișează zilnic conținut video preluat de pe pagina oficială a senatoarei. PressOne.ro precizează că toate paginile sunt create la finalul anului trecut sau la începutul acestui an, sunt administrate din afara României și amplifică în mod artificial prezența Dianei Ivanovici Șoșoacă pe rețeaua socială. Unele dintre ele, practic, i-au clonat această identitate. Însumate, cele 15 pagini au cel puțin 95.000 de aprecieri și peste 230.000 de urmăritori, adică aproape de 3 ori mai mulți decât are pagina oficială a senatoarei. Doamna Bârgăoanu, pare o adevărată caracatiță de pagini care distribuie mai departe ceea ce postează pe profilul său Diana Șoșoacă. Eu nu sunt surprinsă de acest caz și eu îi dau atenție nu în sine, adică eu cred că este mai importantă rețeta care este scoasă la suprafață de acest caz și situația se referă la modalitățile de amplificare artificială a conținutului pe platformele digitale, aspect asupra căruia toți specialiștii în dezinformare cred că au atras atenția din 2016 până acum, în 2016 fiind punctul de cotitură, alegerile din Statele Unite, în legătură cu care s-a documentat această posibilitate de amplificare artificială a conținutului. Deci, încă o dată, eu m-aș uita cu foarte mare atenție la această situație, dar nu aș individualiza-o, ci aș extrage de aici exact lecțiile pe care trebuie să le extragem în legătură cu modul în care funcționează rețelele sociale. Se bazează foarte mult pe amplificarea artificială a engagementului, se bazează pe troli, pe rețele de troli, pe fabrici de like-uri, pe fabrici de clickbait și, încă o dată, pe mine acest caz mă interesează pentru a convinge oamenii că un număr mare de follow-uri, un număr mare de like-uri, un număr mare de share-uri nu reprezintă indicii de adevăr întotdeauna. Apropo de discuția pe care am avut-o înainte de această întrerupere, recent am demontat o știre pe un site, după părerea mea, destul de obscur, dar nu aceasta este problema. Problema e că știrea s-a viralizat într-o singură zi și a ajuns la o audiență potențială pe Facebook de 3,5 milioane de utilizatori și iarăși eu nu am demontat acea știre în sine, ci pentru că ea era exact un exemplu de manual, un video care era din mai, care era prezentat ca și cum s-ar fi referit la situația actuală, era o traducere mot-a-mot a unui conținut din franceză, conținutul nu era asumat, limbajul era foarte, foarte radicalizat, deci avea chiar toate indiciile de fake. Cu toate acestea, respectiva știre s-a viralizat încă o dată într-o zi la o audiență potențială de 3,5 milioane de utilizatori. După părerea mea, nu am o cercetare, îmi cer scuze, dar după părerea mea, cred că a fost vorba și acolo despre amplificarea artificială. prin intermediul trolilor, prin intermediul conturilor false, dar trebuie să recunoaștem că pentru a ajunge la 3,5 milioane de utilizatori, oameni cât se poate de reali, au dat share sau au comentat acea știre care încă o dată este 100% falsă. Deci se pare că în mediul virtual suntem vulnerabili. Eu cred că trebuie să recunoaștem această vulnerabilitate, să nu ne fie jenă să o recunoaștem. Chiar eu, în calitate de expert sau petrecând foarte mult timp zilnic pe acest subiect, am fost în situația în care Facebook-ul mi-a atras atenție că sunt pe cale de a distribui o știre provenită dintr-o sursă foarte, foarte dubioasă. Deci eu cred că, în primul rând, trebuie să recunoaștem că mediul virtual constituie o sursă de vulnerabilitate și recomandarea mea relativ simplă este ca pe rețelele sociale, așa cum am spus de foarte multe ori, inclusiv la televiziunea dumneavoastră, să avem un comportament digital cât mai rezervat. Adică să evităm să comentăm chiar pentru a ne exprima indignarea, să evităm de a redistribui, pentru că în felul acesta ajungem așa, fără să ne dăm seama, un fel de troli noi înșine. Dar încă o dată, cazul acesta pe care l-ați prezentat, eu cred că merită atenție, dar încă o dată aș recomanda să nu-l individualizăm, ci să desprindem din el rețetele prin care devenim vulnerabili în spațiul virtual. Mulțumesc tare mult, Alina Bârgăoanu, pentru intervenție și pentru explicații.